toate slujbele de Paște de la Vatican se vor desfășura anul acesta fără credincioși din cauza restricțiilor impuse de lupta cu epidemia de coronavirus. În această seară, Papa Francisc va oficia Mesa din Joia Sfântă în Basilica Sfântul Petru, într-un cadru restrâns cu prezența câtorva prelați. Ritualul spălării picioarelor pentru care suveranul pontif obișnuia să meargă la un penitenciar, spital sau centru de primire a imigranților nu va mai avea loc anul acesta. Este pentru prima dată în epoca modernă când slujbele de la Vatican au loc fără prezența miilor de pelerini, care umpleau piața Sfântul Petru an de an.